Beautiful, în, comunitate. în comunitate cu Răzvan Ursuleanu În comunitate cu Îmi place, mereu mi-a plăcut cum se încheie jingle-ul acesta cu București FM Adică urcă, este ascendent, ne oferă cel puțin speranța Că lucrurile bune se păstrează, iar cele mai puțin bune în viitor se vor îndrepta Uh, stăm de vorbă astăzi în emisiunea în Comunitate cu Mirei Rădoi, conferențiar universitar, dr. Mirei Rădoi, care este și director general al Bibliotecii Centrale Universitare Carol I uh, și vorbim în principal și în secundar despre evenimentul Strada de Carte 2024, un eveniment care începe joi pe data de 26 septembrie și se încheie în fanfar, și o vom lua așa pe, uh, pe zile, uh, se încheie duminică. Mirei, bine ai venit în emisiune. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Va, o să o, încep cu permisiunea voastră, dragi prieteni, cu un lucru la care nu m-aș fi gândit nici o secundă măcar, având în vedere că emisiunea este și live video pe pagina de Facebook București FM. Mirei, când a intrat în studio, a văzut, noi avem aici un fototapet de mulți ani. Eu nu țin aminte exact de când e, adică știam că sunt mai bine de 10 ani, că am vreo 15 sau mai mult. Și Mirea a recunoscut, cred că puteți să și vedeți dacă intrați pe cameră, Mirea a recunoscut uh, faptul că în momentul în care s-a uh, panoramat această fotografie, chiar în acel moment se desfășura prima ediție a acestui uh, tric. Acestui Te rog să începem cu această prima ediție, cu amintirile tale, pentru că a fost primul pas. Primul pas, îndrăzneț, curajos, părea imposibil. Am reușit, însă. A fost o ediție cu mai multe emoții decât celelalte. Când am devenit director la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, acum aproape 14 ani. Prima femeie în această funcție de la 1891, de când s-a înființat biblioteca, și până în 2010. Deci, în 2010 am devenit director și în 2011, este momentul din septembrie al fotografiei. Mi-am mi -am dorit, deci, de la început să deschid porțile, să aprind luminile, să demonstrăm că dincolo de somptuozitatea uh, acestei clădiri și a ideii de bibliotecă universitară uh, se pot face lucruri foarte frumoase și mi-am dorit să ieșim în stradă, să fim vizibili în inima Bucureștiului, să strălucim, să zâmbim, să uh, scoatem cartea în stradă și, uh, pe și după ea. Uh, exact, și cele la, și cele șapte arte să fie reprezentate fășurate, da. uh -huh. uh, în jurul târgului de carte uh, pe care l-am organizat uh, până acum de 12 ori. Sunt niște La standuri prima acolo? Ediție, da, 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 am uh, erau câteva standuri, nu? Uh, erau câteva standuri, am uh, fabricat uh, am mă rog reușit să uh, coagulez în jurul ideii uh, mai mulți prieteni și să obțin uh, și entuziasmul lor alături de al meu, încât niște arhitecți mi-au proiectat standurile care sunt în formă de carte, ele se închid și sunt din lemn, sunt pe roți, sunt mobile. Credeai în primul, ediția a doua la vremea aceea? Am o filmare la finele primei ediții în care se aude o voce terminată, obosită groaznic și cu așa cu stres că uh, nu știu dacă o să mai fiu în stare să mai fac, dar uh, uite că acum suntem în fața celei de-a 13-a ediții. Cu mulți prieteni, cu multă zbatere, cu uh, energie, am demonstrat că se poate și cumva asta a și fost uh, provocarea mea pentru alți uh, directori sau manageri sau lideri de instituții publice. Uh, provocarea a fost să spun, domne, e cel mai simplu să te baricadezi în spatele lui, n-am banii, nu se poate, nu știu, dar acum, de altfel, primul an când am ajuns la BCU, asta am auzit constant de la colegii mei, că nu se poate, nu se poate, nu se poate. Și s-a văzut că se poate. Și cred că ar trebui mai multă lume să îndrăznească să, și să demonstreze că se poate. Până în prezent, vreau să mai facem o paranteză, așa să circulăm de-a lungul timpului. Perioada pandemiei, mai greu? Uh, mai greu, dar nu ne-am lăsat. Am uh, ținut la uh, desfășurarea festivalului și în acele uh, vremuri. Cred că atunci a fost mai mare nevoie decât de obicei, pentru că. Uh, prizonieratul ăsta la care am fost supuși a lăsat urme. Eu sunt sociolog și sunt atentă la cum... Sunt și profesor și sunt atentă la cum reacționează oamenii. Știu că studenții, de pildă, de, de anul 1, anul 2, erau terminații, mai aveau un pic și treceau un anul 3 de facultate, încă nu se văzuseră fizic. Și atunci am zis: "Nu, hai să o facem." Am chiar în fiecare an punem un afiș, e mare încercare cum să găsești soluția, să te reinventezi, să creezi ceva nou. Și în anul ăla am pus plimbăts masca pe strada de carte. Și plimbăts masca pe strada de carte am produs niște măști cu strada de carte, am păstrat distanța, am făcut am respectat toate regulile am tot așa am făcut niște dezinfectanți pe care am am lipit strada de carte pe ei în fine a fost provocator în acel an a venit Horațiu Mălele mi-amintesc și când am semnat un document cu cu Horațiu a doua zi el a debutat a ajuns la spital, i-a început uh, criza de COVID, ca să-i zic așa, și la o săptămână am avut și eu. Așa că știu exact de la cine am put COVID cu COVID. E, <laughs> Totuși e de la Horatiu. adică a fost da. un... <laughs> <laughs> Și ajungem în, în prezent, vom proceda în felul următor, dragi prieteni, sper că e o alegere uh, corectă din, uh, din partea noastră, în fiecare zi, evident, de joi până vineri, sunt o, până, duminică, sunt o mulțime de evenimente. N-a spune că e un eveniment mai pur, puțin important decât uh, celelalte. Joi 26 septembrie și o întrebare la modul general pentru fiecare dintre aceste evenimente despre care vom vorbi. Intrarea este liberă, la unele dintre ele trebuie să te programezi, să cauți loc. Nu, nu trebuie să faci nimic decât să vii și să-ți dorești să participi, pentru că intrarea este liberă la toate aceste evenimente. Asta a fost o altă uh, componentă, un ingredient important al conceptului, uh, uh, cultură autentică, uh, cu intrare liberă în inima Bucureștiului. Și ne-am ținut de cuvânt și chiar dacă au fost situații în care ni s-a sugerat sau ni s-a cerut sau ni s-a propus să percepem un minim uh, uh, tax de bilet sau de intrare, am uh, refuzat și am găsit alte soluții de fiecare dată. Deci, intrarea este liberă la toate aceste evenimente. Uh, oferta uh, vom uh, vedea în continuare, ne vom, vom auzi în continuare că oferta încă de la ediția I și la fel ne ținem de concept și de promisiune. Este foarte eclectică, e pe cumva pe gusturi destul de diferite, pentru vârste destul de diferite. Un singur fir roșu avem să fie un, de fiecare dată un act de calitate, de cea mai bună calitate, un act un eveniment educațional sau cultural de cea mai uh, bună calitate. Când m-am uitat la program, uh, cred că pentru prima oară când urmăresc uh, un uh, viitor program uh, de la un eveniment de asemenea amploare uh, și am văzut care este primul eveniment, singur acasă în bucătărie, am zis vai, vai. Uh, în mod normal, nu, te aș nu mă așteptam de la mine să asociez Vai 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 cu uh, primul eveniment. O să te rog să vorbim, uh, să menționăm cel puțin evenimentele din prima zi, după care să ne întoarcem la acest eveniment, pentru că este o întrebare uriașă și cu un răspuns care sper. Să uh, se lege de acel Bucurește FM uh, cu care am început emisiunea. Cu deschiderea uh -huh. uh, plină de speranță. Uh, acest maraton uh, cultural uh, începe joi uh, cu o dezbatere la ora 11 în aula bibliotecii pe Calea Victoriei 88. Uh, o dezbatere pe care am, al cărei titlu l-am formulat special așa, mai are rost să mergem la bibliotecă în era digitală, pentru că încercăm să, măcar, măcar știți cum, măcar întrebarea e bună, nu știm dacă o să găsim răspunsul potrivit, dar întrebarea este clar în mintea liceenilor și ei sunt, de fapt, invitații acestei, acestui, acestei dezbateri. Vom vedea cum o să fie. Nu e prea cald să vorbești cu liceenii, pentru că ei sunt destul de exigenți și de îndrăzneți, și nu sunt deloc ipocriți, și strântesc verde în față chiar ce cred în mod evident în răspăr cu ideea de a merge la bibliotecă. Sper să vină numai ca să-mi demonstreze că nu are rost să vină la bibliotecă, și chiar prin asta deja le voi demonstra că au venit și că are rost să vină la bibliotecă. Uh, apoi, de la ora 15, avem lansarea unei antologii, Mihai Eminescu 135, Basarabia și Bucovina, o ediție realizată de Casian, Maria Spiridon și Ioan Cristescu, o ediție uh, interesantă în actualul context geopolitic. Uh, putem să înțelegem din, din lansarea din, din discuția, pe marginea acestei antologii care sunt resorturile de mult timp a evenimentelor care se petrec astăzi, cam asta este și invitația pe care o facem celor care vor participa. Este un eveniment desfășurat cu sprijinul Uniunii Jurnalistilor Profesioniști din România și cu participarea a două nume importante din jurnalismul românesc, Mihai Tatulici și Ștefan Mitroi. Apoi, de la ora 17, în aulă, un tânăr la modă, Damian Anfile, va susține un expozeu, București prefotografici, de ce, de unde tema și de unde subiectul ăsta este cumva în tandem cu o expoziție pe care o avem în holul aulei care se vernisează imediat după acest expozeu, călătorie în țara românească și Moldova a în începutul secolului al XIX-lea, cu reproducere după litografii semnate August Rafe. Întrebarea este cum păstram noi memoria, aici aveți o fotografie panoramică, da? E cum se întâmpla înainte de aparatul foto să știm cum arătau Bucureștii? După picturi, după litografii, după gravuri și așa mai departe. Și asta este o foarte interesantă întrebare, și sunt convinsă că va fi, cum să spun, mai puțin modernă, dar cu atât mai. mai un cârlig mai interesant să facem un, un pod, așa, în timp, să vedem dacă acum cu un telefon mobil transmitem live oricând de oriunde imagini. Uh, cumva, cei care vor participa la uh, Vernisaj la vor vedea expoziția și la acest expozeu. Își vor putea răspunde la întrebarea cum știam, uh, uh, din punct de vedere imagistic, uh, ceva despre, despre acea perioadă. După care se pot gândi pe valuri de muzică. După care soprana Arlinda Morava, tot în aulă, cu un uh, quintet, arte, vor, uh, vor oferi concertul zilei, pentru că în fiecare zi, în fiecare seară, de fapt, avem câte un concert, trei concerte de trei feluri. Uh, pentru că avem muzică clasică, deci uh, în prima seară, în a doua seară avem mai degrabă folk cu Ovidiu Niculescu, cântecele unui derbedeu, uh, alt, uh, alt uh, fason, să zic așa, și, în, uh, și sâmbătă seară cu Lizuca Bâgu, o interpretare modernă după cover uh, foarte uh, cunoscute, dar uh, cu o interpretare diferită. Uh, Un lucru comun joi... pentru fiecare zi, uh, pe final de zi, uh, tururi ghidate în, uh, în hol, ce înseamnă exact? Uh, din holul aulei, uh, deci de la statuia ecvestră, se formează grupuri, noi experimentăm asta an de an cu mare succes, inclusiv în Noaptea Muzeelor, am fost prima instituție Non-muzeală care s-a uh, înscris în acest, uh, acest eveniment european și am avut succes de fiecare dată cu aproape 2000 de vizitatori în fiecare noapte a muzeelor. Drept urmare, organizăm tururi ghidate și în timpul străzii de carte. Sigur, le organizăm și oricând uh, pe, pe parcursul anului. Uh, se pornește de acolo cu colegii mei, uh, grup de. 10 persoane, să spunem, 8, 12, uh, și se uh, ei parcurg, practic, uh, cele trei uh, corpuri de clădire care alcătuiesc la ora de față complexul Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, dintre care două sunt uh, Monument istoric clasa A, uh, Corpul Fundație și Corpul Dacia. Eu, eu uh, mă simt foarte bine aici că mă uit la instituția pe care o cunosc foarte bine în spatele dumneavoastră și prin corpul modern, corpul Boema, care s-a construit după ce s-a tras cutunul în clădirea istorică a Fundațiunii Universitare Carol I. Cu explicații legate de detalii de arhitectură, de personalități care au marcat viața instituției, cu uh, explicații tehnice despre ce uh, oferă acum uh, biblioteca, dacă uh, în corpul modern de clădire avem luminator natural și cabine individuale de studiu sau un spațiu colaborativ de studiu. În uh, celelalte părți uh, de clădire, sunt 26.000 de metri pătrați, al, al, lumea de, de foarte multe ori, uh, mirarea, exclamația finală este. Da, de atâta timp trec pe aici și nu mi-am dat seama ce poate să fie înăuntru. Ei, lumea îndrăznește, vede că nu suntem umflați și nici cu o morgă apăsătoare. Din potrivă, vrem să fim atractivi, să fim prietenoși și să ne, ne bucurăm să fim descoperiți la noi acasă, ca să zic așa, în bibliotecă. Dragi prieteni, o să... Îi cer lui Mirei, o să o rog să ne întoarcem puțin, să nu părăsim ziua de joi, să ne întoarcem puțin la primul eveniment, la acea întrebare, mai are rost să mergem la bibliotecă în era digitală. Și o să leg această de întrebare de ce pune tu puțin mai devreme în perioada pandemiei, pentru că în acea perioadă s-a petrecut un lucru foarte bun și în același timp un lucru îngrozitor. Lucru foarte bun este că s-a citit mult mai mult. Da. Lucru, hai să nu spun îngrozitor îngrozitor pentru, uh, pentru pagine de hârtie tipărite. A fost că s-a citit foarte mult online și oamenii printre care mă număr și eu a existat, la mine a existat o inerție, m-am întors către bibliotecă. Apropo, prima bibliotecă la care are rost să mergem este biblioteca de acasă. V-ați adus aminte că aveți și acasă da, o bibliotecă. Da da, da da, da, Dar asta după ce pandemia s-a, mă rog, s-a încheiat, așa, la, în, mod, în mod oficial. Pentru că era mult mai confortabil, aveam toate lucrurile în fața mea. Era acolo monitorul unde găseam tot. Și prietenii în pătrățele, și cărțile online, și mă obișnuisem cu, acest, cu, cu această lene, de fapt. Uh, era foarte bine, bine că s-a citit, bine că iată voi aș ținut evenimentul în continuare, însă biblioteca, obiectul, clădirea, cărțile, uh, toate definite concret palpabile, uh, cumva oamenii nu s-au îndepărtat, au alunecat pe lângă ele. Să știți că noi am găsit soluții și în perioada aia, și prin centrele de împrumut din cele 17 filiale pe care le avem în toate facultățile Universității București. Noi cumva ne-am organizat încât s-a putut împrumuta carte acasă, pe de-o parte, și am folosit timpul foarte mult pentru a face reparații majore pe care nu prea avem cum să le facem când sunt cititorii în sălile de lectură. Așa că am rezolvat multe din așa mult amânatele reparații necesare. Da nu avem ce să. Cartea tipărită are rostul ei, cartea electronică sau articolul științific din bazele de date. Are rostul lui și cartea de penoptieră are rostul ei, și studiul la sala de lectură, studiul aprofundat, lectura așezată, ca să zic așa, toate sunt sunt diferite, dar ele cumva dau un 360 de grade asupra modului în care citim, modul în care ne informăm, pentru că sunt două chestiuni. Complementare, cumva, din aceeași familie, dar diferite. Una este să acorzi timp de reflexie, de meditație pe o carte, pe un tom clasic, academic și care are nevoie de concentrare și de timpul mai, timp mai mai. Îndelungat, și alta este să te miști repede printre surse de informații și să cauți ce ți este relevant pentru demersul tău de, de, din ziua respectivă. De aia, dezbaterea pe care ne-am propus să o organizăm, deja și-au anunțat prezența câteva grupuri de licee din, din București. Uh, mai are rost să, să mergem la bibliotecă în era digitală, aș zice că cel puțin la fel de mult ca și până acum, pentru că uh, resursa acvazii infinită de date și informații care ne iau ochii, gândul, privirea, mintea, dar nu ne uh, asigură uh, deloc faptul că sunt autentice, nu ne asigură deloc Faptul că sunt uh, la zi uh, nu ne asigură deloc că sunt uh, esențiale pentru demersul nostru uh, științific. Uh, are nevo avem nevoie de, de ghizi și de resursă documentară de, de bună calitate. Nu e o întrebare retorică, în mod evident că există un răspuns. Uh interesant că tu ai gândit sub forma unei întrebări care pare a fi retorică, dar nu este și toate cele categorii pe care le-ai menționat puțin mai devreme, de fapt ele pentru un viitor cum ne-am dorit, cred, cu toții este să meargă împreună nu se exclud, toate sunt necesare, dar să meargă împreună e un grup care formează exact acel univers de care spuneai mie să nu chem emisiunea să rămânem în ziua de joi dar fără să accelerăm pentru cei care au sentimentul, au participat la ziua de joi și au sentimentul că sunt ușor obosiți după ce au trecut prin toate aceste evenimente, merg acasă, se odihnesc, se relaxează pentru că vineri începe o nouă zi. Vineri începe o nouă zi cu o dezbatere aflată la a doua ediție, o dezbatere pentru profesioniști. O dezbatere pentru cei care au expertiză în cartea veche, în, ediția, în edițiile bibliofile, în um, um, Cartea Rară, uh, respectiv uh, veteres libri, Vetera manuscripta, restituiri patrimoniale bibliofile, uh, cu um, Arhiman este un jumelaj pe care îl avem cu Biblioteca Sfântului Sinod, cu Arhimandritul Chițulescu și participă de asemenea și președinta Academiei Oamenilor de Știință din România, doamna Doina Banciu și Radu Vergati, sunt nume mari vin din toată țara sunt doar două astfel de evenimente pentru acest public destul de specios, de rarefiat și oamenii abia așteaptă să se întâlnească pentru că nu prea au contexte în care să discute despre astfel de Uh, chestiuni. De altfel, sunt și două lansări de carte în siajul acestei uh, uh, dezbateri. Carte de cult și obiect de artă, tipur, uh, tipăriturile slave din Biblioteca Sfântului Sinod și uh, o altă lansare, gravorul uh, Striblițchi, în fine, vin din, uh, din Alba iulie autorii, a doua jumătate a secolului XVIII. Deci, nu neapărat cine vine joi la serata muzicală sau la dezbaterea de care am vorbit mai devreme este atras de o astfel de ofertă. Este un alt public, o altă țintă. Dar e invitat oricum. Este invitat oricum. Tot vineri-vineri avem un maraton de lansări de carte, avem lansarea volumului Ortodoxia, Dialog și Provocări. Versiunea limba română, cartea a fost lansată în limba italiană, avândul ca autor pe uh, preotul, profesor universitar, dr. Nicolae Brânzea, și uh, uh, care cred că va fi interesantă, este o abordare mai ecumenică asupra ortodoxiei. Uh, după care, la ora 17 în uh, aulă, avem lansarea unui alt volum, Urmele care se ridică la cer, autor uh, Pavel Șușară, cu uh, invitați uh, Ioan Cristescu și Răzvan Voncu uh, cred că va fi uh, va beneficia de, de mult interes uh, lecturi publice de poezie pentru poeți mai tineri de a îi spunem strada cuvintelor în rampă noi am transformat rampa de mașină în timpul străzii de carte am confecționat niște băncuțe uh, uh, care au șurub așa și ele sunt adaptabile la înclinația rampei și uh, jos unde intră mașinile, practic este pe modelul teatrului antic. Uh, acolo e scena și publicul e în sus și când uh, mi amintesc că la o ediție când a cântat uh, Alifantis, a spus că a fost cea mai uh, plăcută inedită experiență a lui că publicul vine peste tine. <coughs> și acustica uh, și ajută acustica de e asemenea. Și da, totul e altfel. În salonul Carol întâi avem un recital instrumental vocal da capo, coordonator Maria Alexandru, cu copii la vioară și la pian. Iar în aulă începe teatru, supragul de sus, cu și de Răzvan Vasilescu, producător Andrei Boncea. Este un one-man show despre un bibliotecar. Se leagă, iată, de da, subiect. Nu e la întâmplare. După care, în rampa de jazz și poezie, Ovidiu Niculescu își lansează cartea de poezie, cântecele unui derbedeu, de cu na, o muzică folk mai, mai ușor digerabilă, să spunem, și care cred că va fi foarte vesel, așa. Merge bine după o piesă de teatru, un concert mai, mai vioi. E o siestă, și după ce ne facem această siestă, și din nou ne odihnim, uh, timp prea mult nu este pentru că vine peste noi sâmbătă, 28 septembrie. Vine sâmbătă, și la ora 11 pentru uh, copii între 4 și 14 ani, am zis noi. Este un atelier de artă ecvestră cu Marilena Hristache, o prietenă a uh, festivalului. Uh, la ediția 10 am avut uh, 10 numere cu cai la statuie în în arealul statuie ecvestre a lui Carol de Hohenzollern uh, și de atunci am am mai adus cai ca e mai complicat, dar uh, au fost 10 numere uh, superbe pe muzica lui Naidin uh, cai au dansat și a fost o improvizație totală, uh, de atunci am uh, introdus atelierele de arte ecvestră Abordând calul în cultura și mitologia românească, discuții despre istoria, psihologia și morfologia calului, poezie de inspirație ecvestră, pictură și desen ecvestru și așa mai departe, pentru că vrem să încurajăm copiii și părinții lor să-i apropie de cal, pentru că e un mare prieten al omului, un, un înger. De-aia am pus de la ora 11 că ne-am gândit că se trezesc copii, mănâncă și sâmbătă, hai unde mergem. Mama poate să-și cumpere, o, sau bunica sau bunicul, o carte din târgul pe care îl organizăm anual. Anul acesta vom avea șase edituri. Este un târg organizat de Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România. Vom avea editura Academiei Române, editura Muzeului Național Literaturii Române, și așa mai departe. Vom avea și carte pentru copii, și carte uh, și literatură, și uh, editura tracusarte uh, Încă nu am definitiva lista. Uh, avem un vernisaj al expoziției Rolul României la fondarea Uniunii Europene cu Asociația pan -Europa și cu participarea lui Alexandru Nazare în, uh, în Corpul boem. O expoziție foarte mai, mai E mai puțin cunoscut. Noi tot timpul parcă ne revendicăm noi de la Europa. Cred că și Europa se poate revendica de la noi, că multe din personalitățile care au marcat procesul de, de constituire al Uniunii Europene au fost români de seamă. Așa este. Seara, un spectacol de teatru la care mi-aș dori să văd dau la plină. Domnul președinte de uh, Alexandru de la... Mai, mai puțin contează autorul, cât este cu Răzvan Vasilescu și Lucian Iftime. Sunt convinsă că pe ei îi recunoaște lumea, producător Andrei Boncea. Uh, suntem într-o perioadă așa premergătoare alegerilor și domnul președinte ne-am gândit că pică bine să și atractiv pentru sâmbătă seară în aulă. După care concertul lizucăi Bâgu în rampă. Și duminică 29 septembrie ne apropiem iată duminică de final. Duminică o să fin, gâfâim așa la 10.30 da, da, o să facem un alt atelier de artă ecvestră. După care în aulă cred că în ultimele patru ediții am avut un parteneriat cu Laudereut și ei fac o chestiune foarte drăguță și foarte la modă și anume un fel de filme despre cărți. De aia se numesc Buvi, de la Book și Movie. Literatura prin media. Sunt proiecte inedite și au succes de fiecare dată. Mi amintesc că acum un an, da, acum un an, George Mihaița, cărui zi de naștere chiar astăzi, s-a întâlnit cu adolescenții de la Lauderăut, și a fost foarte, foarte bună întâlnirea asta. Și, el, și George a fost uimit de ce fac, ce fac puștanii ăștia deștepți, cum reușesc ei să, să facă produse media pornind de la carte și, practic, se pornește de la carte, se trece prin media și ne întoarcem la carte. Bine, de fapt, s-au întâlnit adolescenții între ei, pentru că George da. Mihaiță, eu așa l-am perceput mereu, el este în fiecare moment al vieții noastre, e un, e un adolescent, prin atitudine, prin tot ce face, nu știu, colorează o încăpere când intră, deci nu, lucru pe care doar un puști îl face, fără să spună absolut nimic, dacă începe să ne și povestească, cu atât mai frumoasă este ziua. Dar ziua de duminică, 29 septembrie, încă nu s-a încheiat. Ultima lansare de carte, ne închidem cumva în cheia Eminescu, fabrica de fraze Eminescu în lumea presei, avândul l ca autor pe Ioan Milică, directorul Bibliotecii Central Universitare din Iași. Uh, și închidem festivalul, am fanfar, cum ziceați, cu premierea poetului Ion Mureșan, Muri, cum îl știe toată lumea. Uh, am inventat acest premiu al festivalului, uh, acum trei ediții, în primul an uh, premiantul a fost George Mihaiță, în anul al doilea premiantul a fost uh, academicianul Mircea Dumitrescu uh, și în acest an uh, uh, premiul merge la Ion Mureșan. Ce ne dorim să comunicăm prin, uh, uh, simbolic prin acest uh, premiu? Că ne revendicăm de la oamenii mari pe care încă îi avem în viață și la care ținem și care uh, fie în actorie, fie în uh, uh, Arta plastică, fie în poezie, în literatură, sunt în, în spiritul pe care vrem să-l promovăm la Strada de Carte. Foarte bine punctat, ca, la fel ca fiecare lucru pe care l-ai spus, dar mai ales acesta de final, pentru că Uniunea Europeană, prezența României, nu este doar una geografică. Uh, geografică, din punctul meu de vedere, este ultima pe listă, cea mai puțin importantă. Oamenii sunt cei mai importanți prin, prin ceea ce fac. Noi când spunem că suntem europeni, uh, în mod normal, ultimul gând ar trebui să fie pur și simplu la poziția geografică. Suntem europeni noi, noi cei de aici, noi cei care locuim aici, cei care au locuit și înainte și au făcut atâtea lucruri pentru România și pentru Europa întreagă. Uh, mii de mulțumiri! pentru faptul că ai uh, sosit la noi. Vreau să vă spun, dragi prieteni, dacă se întâmplă să nu fie apucat cineva să noteze absolut toate evenimentele, vă invităm să intrați și pe site-ul stradadecarte.ro, stradadecarte într-un cuvânt.ro. .ro. Îmi spunea Mirei că, dincolo de programul pentru acest an, există și o arhivă, puteți să vedeți sau să vă reamintiți dacă ați participat și uh, evenimentele din, uh, din trecut. Ediția cu numărul 13, uh, să ne pregătim, să dormim bine, să uh, uh, mâncăm cu măsură, pentru că joi, reamintesc, pe 26 septembrie, începe acest festival, acest uh, regal al culturii. Uh, încă o dată, mii de mulțumiri pentru că ai venit, vă reamintesc, dragi prieteni, uh, invitat în emisiunea în comunitate, conferențiar, uh, conferențiar universitar dr. Mirei Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare Carol I. Evenimentul Strada de Carte 2024. Mii de mulțumiri, Mirește, te mai așteptăm pe la noi, sper să mai vii. Eu vă mulțumesc și vă aștept și pe dumneavoastră și publicul dumneavoastră pe Strada de Carte începând de joi. Îți dă energie, te pune în mișcare și te face mare. Tot ce -ți dorești e București. București FM. Aici e capitala.